Hei, salutare toată lumea, eu sunt TheGamingRo și dacă vrei să-mi asculti predicțiile de la match-up-urile de săptămâna aceasta, te rog să rămâi până la sfârșitul acestui videoclip. Cum am spus și din introducere, astăzi am să vă spun pronosticurile mele pentru evenimentul Matchups de săptămâna aceasta. Mi-ar plăcea tare mult să-l obțin pe Tete, ar fi super tare, mi-aș upgrada și eu tare mult echipa. Și da, să începem cu primul match, acesta este Ajax Amsterdam versus Feyenoord. Sau Feyenoord, amândouă sunt niște echipe foarte bune din Olanda. Părerea mea la acest meci, eu aș pune egal sau că bate Ajax, dar o să pun egal, deoarece m-am uitat și Ajax este pe locul 2, pe locul 1 este PSV Eindhoven, iar Feyenoord este pe locul 4, numai că în ultimile meciuri a bătut, iar Ajax în ultimul meci a făcut egal. Tocmai de aceea aș pune egal sau că bate Ajax, dar voi merge pe mâna egalului. Eu cred că este un pronostic destul de bun, deoarece m-am uitat și în ultimul timp la partidele Ajax vs. Feyenoord sunt destul de multe egale. Hai să trecem și noi de acest minigame. Vom da speed up. Haide, haide. Și apoi vom trece la următorul match. Ok, am dat și gol. Eu vreau să le fac așa episoadele mai lungi, pentru că nu vreau să tai. Eu vreau să fiu natural. Ok, luăm și 1000 gold. Acum haideți să trecem la următorul meci. Acesta cred că toată lumea știe ce o să se întâmple. Va bate Barcelona, așa cred eu, dar nu e niciodată sigur. Uneori meciurile pot fi chiar foarte imprevizibile, deoarece Real Betis a învins-o pe Sevilla cu 5-3. Vă dați seama câte goluri a marcat, dar de data aceasta voi merge pe mâna Barcelonei. Chiar dacă au făcut, nu, chiar dacă au pierdut cu Espanyol, au avut și puțin ghinion, deoarece Messi a ratat un penalti sau două, nu prea știu, nu am urmărit meciul, dar am auzit că au pierdut. Au marcat cei de la Espanyol gol în minutul 87 și a fost destul de nasol, dar voi merge pe mâna lor, deoarece sunt pe primul loc și acum nu trebuie să riște niciun pas, vă dați seama. Dar dacă totuși nu reușesc să-l iau pe TT, voi lua multe skill boost-uri și poate voi face un videoclip în care l-aduc pe Ronaldo la 95 sau ceva de genul. Ok, acesta a fost al doilea match. Sper că am zis pronosticul bine și că voi câștiga. Următorul match este unul enorm de greu. Acesta este Internaționale Milano versus Clasica Roma. O echipă foarte bună, ambele echipe sunt incredibile. Dar stați că o să caut clasament Italia ca să văd. Ok, eu înainte să văd clasamentul aș merge pe un egal, sincer, dar aș merge și pe Roma, deoarece Inter a făcut egal cu Fiorentina și trebuia să-i bată Inter pe Fiorentina. Și AS Roma este pe locul 5 cu 39 de puncte, iar Inter o ia, iar Inter este mai sus cu 42 de puncte. Inter a făcut un egal, are două înfrângeri și încă două egaluri. În timp ce AS Roma se bucură de un egal, o victorie, o înfrângere, un egal și o înfrângere, sunt rezultatele cam aceleași, dar Inter este o poziție mai sus, iar ei nu vor să riște locul de Champions League, dar totuși aș merge pe un egal,
Aș vrea să merg pe un egal, deoarece ambele echipe vor da totul pe teren și dacă se termină 1 la 1 sau 2 la 2, este foarte bine. Mă scuzați că vorbesc un pic mai răgușit, dar ăsta sunt eu. Aceste două echipe nu au avut ele un rezultate prea multe în ultimul timp, dar e de înțeles, au mai avut și ghinion. În meciul cu Fiorentina, Simeone a marcat gol în minutul 91. Vă dați seama, în prelungiri a marcat gol. Și da, am trecut și de minigame-ul ăsta prea ușor. Mie îmi place foarte mult că îți dă minigame-uri de făcut. Și haideți să luăm goldul și să trecem la ultimul meci, băieți. Acesta se dispută între echipele Olympic Lyon și Paris Saint-Germain, două echipe extraordinar de bune, dar la prima vedere cam toți ați merge pe Paris Saint-Germain. Știu, și eu aș merge pe Paris Saint-Germain, chiar asta am să fac, nu înainte de a vedea clasamentul, v-am spus, eu caut clasamentul ca să fiu sigur de orice. Și da, am spus că voi merge pe mâna lui Paris Saint-Germain, care este pe locul 1 cu victorii. În ultimile 5 rezultate au fost numai victorii, în timp ce la Lyon a fost un egal și încă 4 victorii. A făcut egal cu Angers și în rest a mai avut și victorii la limită. În timp ce PSG s-a distanțat foarte bine. Ultimul meci l-a avut cu Gijón sau Gijón, echipă din Franța pe care PSG a învins-o cu 8 la 0. Neymar a marcat de 4 ori, odată Kylian Mbappé, odată Edinson Cavani și odată Di Maria. Dar eu în acest meci, cum am spus și dinainte, voi merge pe PSG, deoarece sunt jucători mult mai buni sau mai experimentați, PSG are buget, dar v-am spus, meciurile sunt imprevizibile și nu știi ceea ce se va întâmpla. Așa, cam toți ieșeau la țeapă la meciul ăla Celta Vigo Real Madrid. Eu am pus că bate Celta, la pauză era 1 la 2-1 pentru Real și s-a terminat meciul 2-2. Și vă dați seama că n-a fost prea plăcut, că acela mai era singurul meci și îl luam și eu pe Douglas Costa, îl vindeam pe market, dar nu cred că poți să-i vinzi. Sau da, hai, da, am dat și noi golurile astea și am terminat minigame-ul. Da, cam astea au fost predicțiile mele pentru matchups. Mă scuzați dacă acest episod a fost mai lung, dar eu nu vreau să tai, nu că n-aș ști să editez. Dar da, hai să recapitulăm. Egal la Ajax Feyenoord, bate Barcelona pe Betis Sevilla, egal între Internaționale Milano și AS Roma și aici punem doi solist, adică Paris Saint-Germain o să-i rupă pe cei de la Lyon. Sper ca să-l obțin pe acest jucător Tete, am mare nevoie de el și da, cam acesta a fost episodul în care v-am spus eu predicțiile mele la evenimentul Matchups de săptămâna aceasta. Dacă mai vreți să realizez astfel de episoade cu alte evenimente Matchups, să-mi spuneți în comentarii. Vă mulțumesc mult pentru vizionare. Eu am fost DoGamingRo și la revedere!